Mașina ciuruită de gloanțe a românului a devenit un simbol dureros al atacului din Hanau. Vili Viorel Păun, tânărul de 23 de ani din comuna Singureni, județul Giurgiu, era plecat de 6 ani la muncă în Germania și lucra la o firmă de curierat. A venit de la servicii în seara respectivă, a oprit să-și ia un suc, n-a mai apucat să se dea jos din mașină, că acel neonazist a ieșit din chioșcul respectiv. Și când l-a văzut și pe el mașină, l-a împușcat și pe el. Erau foarte fericiți că și-au găsit într-adevăr liniște acolo. Erau angajați toți trei. Le mergea bine, ca să zic așa. El lucra la o firmă de curierat. Rudele tânărului sunt în stare de șoc. Ca un frate era, ca frate. Cu mii de liniștit, respectos. Lucitor. Ați reușit să vorbiți cu cineva din familie de acolo din Germania? Cu tatăl lui și cu mama lui. Când ați vorbit cu ei? Foarte puțin, azi noapte. Așa, dar nu prea erau conștienți ce se întâmplă. Nu mai știau, nu știau nimic. Prima oară sâmbătă. I-a sunat? Da. Și unde era când v-a sunat? Era la muncă. Așa. Plecat de la muncă. Dar seara de când plâng și eu și fetele, îmi vrea și ei să-și facă o casă aici. Când am auzit, vă dați seama, o nenorocire din mașină să-l împuște și băiatul meu e șofer pătir și nu mai suntem buni chiar de nimic. Dar nici nu știu, n-am cuvinte să mai vă spun. Tânărul își cumpărase materiale de construcții și intenționa să renoveze casa părintească. În 6 ani de muncă în Germania, familia a reușit să pună deoparte o sumă importantă de bani, își cumpăraseră niște materiale de construcții, iar în această vară intenționau să vină în România ca să-și renoveze imobilul. Românul a fost prins în mijlocul atacului și a fost împușcat mortal de atacatorul de 43 de ani, care avea convingeri de extremă dreapta. Alături de român, alți 9 oameni, dintre care cei mai mulți cetățeni turci, au fost uciși în atacul armat comis în centrul orășelului Hanau.